La sfârșitul săptămânii trecute, polițiști mascați, inspectori de la DSV ITM și din cadrul Direcției Generale Control Antifraudă București au descins la o societate comercială din Călugăreni, iar ce au găsit acolo a dus la închiderea acesteia. În locația din Călugăreni se fabrica pâine și produse de panificație, însă fără a exista autorizație pentru acest tip de comerț și în condiții insalubre. Inspectorii au găsit circa 1600 de cozonaci întinși pe podea, pe unde se circula cu picioarele, dar și materii prime depozitate în locuri lipsite de igienă. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că punctul de lucru nu deține autorizațiile necesare în domeniul producerii, depozitării, prelucrării, achiziționării și comercializării produselor de panificație, respectiv producerea de cozonaci, și funcționa fără a respecta condițiile igienico-sanitare. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au dispus încetarea activității până la intrarea în legalitate și au indisponibilizat 1756 de bucăți de cozonaci, în valoare de aproximativ 8800 de lei, în vederea distrugerii, întrucât la momentul controlului produsul era nesigur. De asemenea, în urma controlului, societatea a fost amendată cu 4000 de lei pentru nerespectarea condițiilor de transport, depozitare și comercializare a sării iodate, în timp ce inspectorii ITM vor continua cercetările pentru a stabili dacă angajații societății dețineau contracte de muncă. Polițiștii au demarat verificările în evidența contabilă privind sinceritatea materiilor prime, aprovizionarea produselor de panificație și a stocurilor.